Bună ziua. La fel ca și până acum, meciurile din play-off toate sunt grele, mai ales când joacă CFR cu FCSB. Anul acesta poate nu mai are aceeași intensitate sau același interes, pentru că în fiecare an juca echipa locul 1 cu locul 2. Acum FCSB a ieșit din lupta asta pentru titlu, dar trebuie să se califice pentru Europa. Noi am rămas încă în lupta pentru titlu și ambele echipe au obiectiv clar. Și atunci clar va fi un meci cu intensitate și va fi un meci foarte greu. În ce măsură credeți că va conta faptul că ei și-au schimbat antrenorul de curând? Bine, tot timpul când la o echipă se schimbă antrenorul, primul meci, toți jucătorii își dau viața să demonstreze la nou antrenor și, din punctul ăsta de vedere, pentru noi nu este bine. Credeți că va ajuta și Laurențiu Reghecamp în pregătirea acestor meciuri? Nu știu, nu mă bag. Faptul că ei încă nu au asigurat locul de Europa League dă și o încărcătură mai mare acestei partide? Cred că da. Cred, mai ales că au un meci miercuri foarte greu, în finală. Un meci cu o echipă importantă, Sepsi, care are jucători agresivi. Deci nu va fi o finală ușoară, de fapt orice finală nu e ușoară. Și normal că presiunea și la ei și la noi e la fel de mare. Cei de la Craiova spun că această etapă e decisivă pentru titlu. Sunteți de acord cu ei? Eu sper să nu fie așa. Sper să joace și ultimul meci cu trofeul pe masă, dar e posibil orice. Depinde ce vom face noi, că dacă noi avem un rezultat negativ, va fi foarte greu să mai revenim. Vă temeți de greșeli de arbitraj în acest meci? Nu mai mă tem de nimic. Dacă ce probleme am avut, posibil să fie la fel, posibil să nu fie, dar sincer vă spun că mi-aș dori și o greșeală mare pentru CFR. Mi-aș dori, dar nu o să o am. Referitor la cazurile acestea de la Dinamo, vă temeți că s-ar putea opri competiția Liga 1 înainte de finalul normal? Nu știu, nu e decizia mea, nu e problema mea, dar și când eram pe primul loc și când suntem pe doi, nu sunt de acord cu oprirea competiției. Sau trebuie să joace, fotbalul să joacă peste tot. Mulțumim.